Ai atins-o, trebuie să o cumpăr. Mai cu curaj, mai cu curaj. Hai, salut, băi, frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Bă, eu sunt Sammy Cristian, fraților, și azi o să facem un daily vlog pentru că avem câteva chestii de făcut. În primul rând trebuie să mergem să îmi fac ochelari, băi, în sfârșit îmi fac și ochelari, după cum știți. De fapt, nu cred că știți, dar încep să am probleme cu vederea, fraților, de la atâtea vloguri, chestii, trebuie editate, că îmi petrec foarte mult timp la calculator și deja vederea mea a zis, na, bă, na, i-auzim. Așa că trebuie să-mi fac ochelari, așa că astăzi să mă duc la un control, să văd ce dioptrii am, ce, cu minus, cu plus, cu una alta, și fratele vostru o să poarte ochelari. După aia mai vedem ce facem astăzi, dar, bă, vă jur că mă ustură ochii de somn, bă. Abia am reușit să dorm azi noapte, bă, bă, deci n-aveți idee ce m-am enervat, mă, frate. Bă, au venit ceva lucrători aici, mă, frate, la ceva școală de păstă drum, bă, și au început să arunce țiglele efectiv de pe școală, mă, frate, pe jos, la ora 6 dimineața, mă, frate. Deci, efectiv, frate, așa să vă arăt, au luat țiglele alea și le-au aruncat acolo pe jos, bă, frate, deci... Bă, deci e imposibil să faci așa, bă, mâncava și gura voastră la 6 dimineața, zici că efectiv pușcau pe tărzi. Bă, și n-aveți idee ce am făcut în toate felurile, că n-am mai putut, bă, frate. Dar, ne-am zis, iau ce clip, dacă ești nou, nu uitați să te abonezi, dacă nu ești nou, nu uitați, dai acolo un pumn butonajului de like, să strânge cât mai multe like-uri. Mua, pusicul nostru cel de toate zilele și... Hai să vedem ce o-mi face și today. Bă, am o față, zici că m-am bătut eu azi noapte cu țiglele alea de pe acoperiș, să-mi bag picioarele. Ha! Bă, afară e cam friguț, băi, fraților, este soare, dar bate vântul și foarte, foarte răcoare. Ha! Nu știu de voi, bă, fraților, dar când ies din casă, când văd soare, când bate vântul, bă, strănut, mai ales când mă trezesc, strănut, bă! Oribil, bă, oribil. Bă, ce nu-mi plac ce anotimpul ăsta, bă. Nici frig, nici cald, nici soare, nu-i soare. Eu sunt alergic la polen și la puf din ăla, bă. Deci când vine vara, zici că mă transform, să nebunesc. Bun, acum trebuie să mergem să ne vedem cu părinții noștri, iar după o să mergem acolo să vedem ce rezolvăm cu ochelarii. Bun, băi, fraților, am fost și acolo la control, la ochelari. N-am apucat să filmez, că a trecut foarte, foarte repede. Și mâine o să mă duc după ei. Nu am neapărat probleme cu vederea, dar ochii mei sunt obosiți, a zis doamna, așa că o să trebuiască să-mi fac niște ochelari, adică mi-am făcut niște ochelari cu niște lentile de protecție artificială, adică care mă va ajuta să nu-mi obosească ochii așa tare când stau la calculator, la telefon, la ăsta, îs un pic pe plus, cred ceva de genul. Deci nu trebuie să port neapărat tot timpul, doar când stau la calculator. Suntem aici cu my mother. Their mother, so... Merem la mall. Acum mergem la mall, fraților, vedem ce este pe acolo și o să plătesc tot ce atinge mama mea. Deci să vezi acolo, ai grijă ce atingi, ok? Să nu-mi dai gaură. No, pe, dacă mă duce. Am mai fost și la ceva magazin, iar tatăl meu mi-a dăruit acest ceas Smart 2. L-am scurtat un pic ca să-mi fie mie bun. Bă, chiar e șmecher, mă, frate, chiar îmi place ceasul ăsta, arată șmecher. Ziceți voi, n-arată șmecher. Servește-te ca acasă. Dacă îmi trebuie ceva. Ce îți trebuie? De ce? Nu știu, de la o firmă. De la o firmă? Da, și n-ai pretenții prea mari, la firmă. Băi, fraților, deci efectiv, de când am intrat în mall, mama m-a curentat de vreo 4 ori, bă, mânca, v-aș gura, bă. Când pune mâna pe mine, cum îmi dă șoc direct? Ai energie, ha? Ai energie? Da, am energie pozitivă. Da, bun, încă căutăm ce să cumpere draga noastră mămică. Poți atingi orice. Da, de firmă. Păi de firmă, dai seama. Primul lucru pe care l-am cumpărat mamei mele este ce? Ce se lăsa aici? De păr. Din alea de păr? Ia să vedem. Acum trebuie să arăt. Păi da. Ha, flamă. Vă dați seama, astea au fost 50 de lei, bă, mâncava și sufletul vostru. De gumițe 50 de lei, ok. Mă, n-am putut să filmăm în magazin pentru că se auzea muzica forță acolo. Ai atins-o, trebuie să o cumpăr. Ce-i asta? Da, stă bine. Mă, bă, parcă mai faină asta albă. Nu-ți place aia albă? Nu le ating, fam, în două. De ce? În loc să profiți? Na, bun. Cât costă? 60 de lei. Na. Stai, stai, că mai am. Stai, stai, că mai am.
aparent ai fost deșteaptă, n-avem voie să filmăm un magazin, dar ai filmat din afara magazinului, bravo! Ce căutăm aici? Pentru Nașa. Pentru Nașa? Nașa, na. Cât de tare sunt chestiile astea de... Cum ești la magazinul ăsta? De cadouri, da, de cadouri. Mamă, nu pot să cred că am găsit din asta. Deci asta efectiv e măsurător de... Ce? Pulometru. La vrăjeală. E la vrăjeală. Cred că mi-am cumpăr unul. Nu la vrăjeală, e comic, așa. Păi da, cred că îmi cumpăr. Să mă măsor, trebuie să cumpărăm și asta pentru cea mai bună nașă. Am mai cumpărat aici mare cadou pentru nașa. Dacă mai vrei să faci cadouri la frați, la surori, la neamuri, la orice, acum ai ocazia. Ori fost și asta 50 de lei, mai ok. Hai să mai cătăm, să vedem ce mai vrei să cumperi. L-ai atins, deci trebuie să ți-l cumperi. My mother, this is my gift for you. Thank you. Deci, mai dorești ceva? Nu știu, mai ca ce mai ți-am cumpărat aici și un Coca-Cola, forță, să ai energie. Dacă cumva vedeți asta, sponsorizați-mă, vă rog. Am plecat și din mall. Hai că nu mi-ai dat așa down, nu? A fost ok, acceptabil, nu? Sigur, sigur. Te-am lăsat să-mi conduci mașchineta. Bolidul meu de lux. Și unde mergem? Ce facem acum? Vrei să mergem la restaurant? Da, că mi-e foame. Mie parcă nu mi-e foame, dar mi-e poftă de o cafea. Da. O cafea. Dar ce ți-ai luat bun acolo de mâncare? Tortellini, dragă. Tortellini, dragă. Buni tortellini. Poftă, poftă. Deci, fraților, am venit aici cu Pain să călărească la ceva chestii de aici din Arad. Noi o să... Mamă, frate, uite ce frumos e calul ăsta. Hei, bună, ce faci? Mamă, ce maxilar strong are. Bă, e frumos, bă. Mamă, ce mare e, bă. Noi o să mergem miercuri la călărit, o să mergem alt undeva, cred că. Dar până una alta am venit să-l însoțim aici pe Pain, să vedem cum călărește și el. Ce zici de calul ăsta? Bagă-te și tu. Bagă-te și tu. Are capul cât tine. Mamă, frate, dar ce mare e. A câte kg are un cal? Are 400. Ăsta are 600 de kg, bă, mâncați, ai sufletul tău. Cât are? Ce vreau? Hei. Mi-ai atins un cal. Mamă, frate. Cât de tare, bă, de nu-mi cumpăr un cal. Rasă lipitan. What? Asta pare rău, nu știu ce. Da. Îmi dau impresie. Sau? Deci tata lui ăsta e Gigi și mama e Aurelia. Cația e sufletul tău. Asta e calul meu? Calul Măsar, curs în englez, de 8 ani. Benito se numește. Benito? Da. O să mănânc? Da, sigur. Mai cu curaj, Mamă, dar așa-s fain. Mamă, ce frumos. Mă atacă și câinii pe aici. Wow, bă, chiar sunt mulți. Ăștia albi. Ăsta cred că e emo, are bretonele. Uite, are scris pe el, S.G.R. Bă, dar de ce mi-ai răscurul, bă? Bă, bă, Stella, așa-i? Te-ai supărat? Na, hai! Te rog frumos să mă ierți, mă ierți? Te rog frumos să mă ierți! Te rog, iartă-mă, hai, nu mi-a arătat curul! Te rog frumos, s-a supărat pe mine, bă! Că am zis că e emo, hai, mă ierți, bă! Te rog, iartă-mă! Te rog, mă ierți? Uite că m-a iertat, bă! M-a iertat! Ce tare! Nelson, ce faci, tată? Aici, aici! Bă, nu, îi dai drumul la Nelson! Mamă, ăsta ce mare e! De aici nu mă pot să le scot capul. Da? Aha, aici să vedem fața lui Nelson. Mamă, chiar seamănă un pic cu Nelson. Cel mai cuminte cal? Cel mai cuminte cal? Da, și el,
ăla care l-a călărit. Da. Da. Deci e cu minte în asta. Bun, băi, fraților, nazi, băi, dragul meu pretenar, cum a fost cu calul? Băi, mi-a plăcut extraordinar de mult, jur că am dezvoltat o nouă pasiune. O să vreau să călăresc măcar o dată la 2-3 săptămâni. Sincer, chiar e altceva. Băi, e un feeling extraordinar. E relaxant și chiar e frumos. Bă, chiar e relaxant. Băi, acum pot să înțeleg când, mă rog, nu puteam să înțeleg filmul oamenilor aia bogați care joacă golf. E, cred că același lucru e și când călărești un cal, da, știi? Da, nu, bine, nu chiar. Mă rog, da. Nu știu ce zic, dar oricum m-am simțit wow, a fost chiar wow. Mi-a plăcut maxim. Am călărit și eu 15 secunde, am dat o tură cu calul ăla, dar noi o să mergem miercuri să călărim. Bun, băi, fraților, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru Kai, pentru mama mea, pentru toată lumea. Vă pup și vă iubesc, ne auzim în fiecare zi la 1. Bye, 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 bye.